Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cea mai simplă, rapidă și gustoasă variantă de pizza din frigănele la tigaie. Este delicioasă și poate înlocui cu ușurință o masă din oricare moment al zilei. Haide să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru aceasta avem nevoie de câteva felii de pâine, de 3 ouă, 50 ml de lapte, sare și piper după gust, 100 de grame de cașcaval, 100 de grame de salam muscat, cabanos, șuncă presată, ce aveți voi prin casă, o roșie și o lingură cu ulei. Cum procedăm? Într-un bol spargem pe rând ouăle, peste care adăugăm sarea și piperul și le batem bine cu un tel. Adăugăm și laptele, mai amestecăm puțin și lăsăm bolul deoparte. Roșia întâi o tăiem în două, apoi în felii de 3-4 mm grosime. Dăm și cașcavalul pe răzătoare. Punem uleiul într-o tigaie și o ungem pe toată suprafața. Apoi luăm pe rând feliile de pâine, le înmuiem rapid pe ambele părți în amestecul cu ou și le așezăm în tigaie, acoperind tot fundul. Turnăm restul de amestec rămas în bol peste feliile de pâine. Acoperim cu un capac și lăsăm să se coacă pe această parte aproximativ 7 minute. Verificăm ridicând cu o furculiță pentru a nu risca să se ardă. După ce s-a copt pe una din părți, punem o farfurie întinsă deasupra și răsturnăm tigaia, astfel totul se transferă pe farfurie. Apoi lăsăm să alunece înapoi în tigaie. Închidem focul și adăugăm deasupra feliile de salam, de cabanos sau de șuncă presată, peste care preserăm și cașcavalul, apoi punem și feliile de roșii așezate uniform, acoperim cu capacul și dăm din nou drumul la focul mic, lăsând pe această parte doar 5 minute. Transferăm totul pe o farfurie și putem presăra mărar pentru un plus de aromă. Și totul este gata pentru a putea fi savurat. Haide să vedem cum arată și o bucată tăiată. Arată foarte, foarte bine și miroase grozav. Este un preparat ieftin care se face foarte rapid și este extrem de gustos. Se poate prepara cu ce aveți voi prin frigider. Aceasta este propunerea de astăzi și dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Și lăsați-mi comentarii cu părerea voastră pentru că abia aștept să le citesc. Faceți-mi o vizită și pe Instagram sau pe pagina de Facebook Mâncare cu Savoare. Poftă bună, dragilor!